Salutare tuturor! Bine v-am găsit la TV Guide! Eu sunt Ada și vă aduc recomandările TV pentru astăzi. De la ora 20, HBO prezintă filmul Basketbalistele de vârsta a doua. Acesta este un film despre o echipă subapreciată de basketbaliste de vârsta a doua din Texas, toate foste campioane la basket în timpul liceului, care le provoacă la un meci pe campioanele actuale ale statului, cu scopul de a strânge bani pentru lupta împotriva cancerului la sân. Nervii sunt întinși la maximum, în timp ce aceste femei marginalizate fac tot ce pot pentru a-și demonstra valoarea pe teren și în afara lui, devin o senzație media în toată țara și ajung să privească viața cu alți ochi. Just let me get this straight. You want us to play against the state champs who are 30 years younger than us? We can make 15 grand. You want me coach basketball. Why exactly did you choose me? I chose you because you're a little person and a felon. And I chose you because I didn't think anybody else would do it. You had me at felon. Mama wants to win. Mama might have to get her hands a little dirty. Nice hair. Thank you. Those girls, they're younger and they are faster. What do you all have that they don't? Lazy husband. A cynical attitude. A higher tolerance for alcohol. Non-existent gag reflex. Looks like someone remembers how to handle a ball. Honey, I always remember how to handle balls. După miezul nopții pe Antena 1 puteți urmări filmul Ceasul disperării. În Oregon, Larson, interpretat de Tom Berenger, răpește două fetițe. Șeriful Martha Geiger declanșează alarma în mai multe state în încercarea de a-l prinde pe infractor, deși mamele victimelor nu sunt prea impresionate de eforturile poliției. Pe TVR1 de la 22:10 puteți urmări filmul Ia-o de la capăt. La 32 de ani, după 4 ani de când a renunțat la droguri și încearcă să se reabiliteze în ochii mamei sale, care muncește din greu și a crescut-o singură, Tracy și-a propus să-și deschidă propria afacere. Dar fostul ei prieten, Johnny, apare pe neașteptate, fratele ei, Ray, se ocupă cu treburi ilegale, prietenul de familie, Lionel Dawson, are probleme cu drogurile și toate astea devin problemele lui Tracy. Between those she loves, G.I., shiny girl, and those she owes. How can you even ask, PJ? Her only hope is to pay one last debt. This is a forgery. Do you know this man? No. Excuse me? Until the time comes. Rent me! To take a stand. So this bank has never lent money to criminals. De la ora 21 pe National Geographic Channel puteți urmări documentarul Îți joacă mintea. Producția folosește jocuri și experimente interactive gândite pentru a pune mintea telespectatorului la încercare și a-i descoperi secretele de funcționare. Serialul examinează subiecte precum concentrarea, frica, persoasiunea, luarea de decizii și gimnastica neuronică și studiază cum 1,5 kg de țesut influențează modul de acționare a omului. Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Sunt Ada și vă doresc o zi frumoasă!
Un tramvai PESA din seria celor patru ieșite la stradă recent a fost implicat într-un accident rutier minor soldat cu pagube materiale. Evenimentul a avut loc în jurul orei 8:15 în Copou, în zona stației de transport George Coșbuc, pe sensul de mers către piața Mihai Eminescu. Vagonul, care circula regulamentar pe traseul 9, a acroșat un autoturism care schimba direcția de mers direct de pe calea de rulare a tramvaielor. Polițiștii din cadrul biroului rutier și-au demarat cercetări în acest caz. Nerespectarea obligației conducătorului de vehicul de a lăsa liber traseul tramvaiului la apropierea acestuia, când drumul are o singură bandă, constituie contravenție și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa 1 de sancțiuni. Unul dintre tramvaiele moderne poloneze a fost vandalizat de către un călător care a desenat cu un marker permanent pe materialul din plastic al unui scaun din vagon. Incidentul s-a petrecut în cursul acestei săptămâni, la scurt timp după ce a urcat în noul mijloc de transport pe ultima ușă din spate a vehiculului. Reprezentanții companiei de transport public au sesizat poliția, căreia i-au fost transmise și imaginile video surprinse de camerele de supraveghere din tramvaiul PESA pentru identificarea făptuitorului și tragerea acestuia la răspundere penală. Alte două tramvaie noi produse în Polonia au intrat ieri în depoul companiei de transport public Iași. Până acum, 12 vagoane produse în Polonia au ajuns în capitala Moldovei. În perioada următoare vor fi livrate alte tramvaie în baza contractului încheiat cu primăria municipiului Iași și finanțat de Uniunea Europeană. Noile vehicule vor ieși la stradă imediat ce toate procedurile interne vor fi încheiate. Contractul de achiziție a celor 16 tramvai a fost semnat de primarul Mihai Chirica pe 27 aprilie anul trecut, iar valoarea acestuia este de circa 163 de milioane de lei. La noapte vremea va fi în general închisă, iar valorile termice, în marea lor majoritate, se vor situa ușor peste cele normale în această perioadă din an. Se vor semnala precipitații predominant sub formă de ninsoare în zonele montane, local mixte în nordul, centrul și nord-estul teritoriului și mai ales ploi pe arii răstrânse în sud. Izolat, se va forma polei și ghețuș. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, pe litoral și în sud-vestul Olteniei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 3 și 3 grade. Pe suprafețe mici va fi ceață. În capitală, vremea va fi în general închisă și trecător se vor semnala precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade. Vor fi condiții de ceață. Mâine vremea va fi în general închisă și se vor semnala precipitații mixte în vestul și nord-vestul țării, local în centru și în sud-est și doar izolat în rest. La munte va ninge. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări la munte, precum și în regiunile sud-vestice și pe litoral. Regimul termic va fi caracterizat de valori ce se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice datei. Temperaturile maxime se vor încadra între 0 și 7 grade. În capitală, vremea va fi în general închisă, iar regimul termic apropiat de cel normal pentru a doua decadă a lunii decembrie. Temporar, se vor semnala precipitații slabe sub formă de ploaie, iar trecător lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 2-4 grade. La munte, vremea va fi în general închisă, dar și deosebit de rece. Geroasă local dimineața și noaptea. Temporar va ninge în Carpații occidentali și meridionali și pe arii restrânse în Carpații orientali, iar cu totul izolat vor fi condiții de formare a ghețușului. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în masivele sudice, viteze mai mari, în la rafală urmând a se înregistra pe creste. Să-l așteptăm și pe domnul din rândul 5. Așa, v-ați așezat. Stați că ați pierdut începutul. Pregătiți? Reluăm! Rom Telecom. Împreună acasă.
vreau ca tati să nu mai spună tati trebuie să închidă acum. Vreau să mă sune toți, să audă cel mai fericit om din lume. Vreau să-mi sun toate clientele de ziua lor, sau mai bine, pe soții lor cu o zi înainte. Vreau să fiu bunica lor tot timpul, nu doar în vacanțe. Vreau să fiu alături de oamenii mei, oriunde mă duce afacerea mea. Acum vorbești liber, din RomTelecom către Cosmote. Suntem cea mai mare comunitate pentru tine. Peste 13 milioane de utilizatori. Pasiunea, nebunia, drama, spectacolul sunt toate numai aici pentru tine. Ce mai aștepți? Din iulie, Liga 1 vine la Dolce Sport. Alege Dolce Sport HD și trăiește marile bătălii din Liga 1 în High Definition. Ai super calitatea sunetului și imaginii și vezi de 5 ori mai multe detalii în acțiune. Ia-ți acum televiziunea Dolce și încearcă gratuit calitatea HD. RomTelecom, împreună acasă. De 5 ori mai multă luptă. De 5 ori mai multă glorie. De 5 ori mai multe lacrimi. De 5 ori mai mult spectacol. De 5 ori mai multă bucurie. Ia-ți Dolce HD și vezi de 5 ori mai multe detalii în acțiune. Acum ai Dolce Sport HD, canalul de sport unde trăiești toate marile competiții la calitate High Definition. Treci pe HD cu 2,5 euro pe lună. RomTelecom. Împreună acasă. Trăiește în direct cel mai mare spectacol fotbalistic din lume. Acum, pe Dolce și DolceTV.ro, vezi live toate meciurile UEFA Champions League. Întregul spectacol. 146 de meciuri transmise în direct. Numai pe Dolce și DolceTV.ro. Cu televiziunea Dolce de la RomTelecom ai mii de filme în fiecare lună și seriale cât vezi cu ochii. Iar ca să fii mereu pe fază, nu pierde transmisiunile sportive. Și dacă visezi să fii explorator sau om de știință, Dolce îți aduce mii de documentare lunar. Comandă acum televiziunea Dolce la 0219858 și primești gratuit un pachet suplimentar la alegere. Dolce RomTelecom, cea mai bună alegere. Ah, uite că vine. Hai de să mănânci. Mănâncă mult. S-au găsit și în sfârșit. Psst. Părmeilor, înțeleg că aveți 6 luni gratis de la Dolce. Dar mai băgați-vă și pe mine în seamă. Gata! Dolce, te uiți gratis. Pentru mamele mereu ocupate. Pentru cei cu capul în nori, mereu îndrăgostiți. Pentru cei care sunt mereu pe fugă. Pentru toți cei care n-au apucat să profite de cea mai tare ofertă RomTelecom, pachetul anului revine! Ia-ți acum 3 servicii cu doar 59 de lei și ai 61 de canale TV, internet până la 100 de mega și telefon inclus! RomTelecom, împreună acasă! Vedeți? Nu-i nimic aici! Abracadabra! Bravo! Acum e rândul meu să vă arăt un truc la fix pentru masă! Vedeți? Nu-i nimic aici. Acum închideți ochii până auziți cuvântul magic. 1. Deschidem pachetul. 2. Sfârâim în tigaie. 3. Ne dăm peste cap și gata. Hocus pocus! Cașcaval pane de la Hochland. E delicios. E bun. Ce bine ar fi să-l pot vrăji și eu așa ușor. Hochland. Bucuria gustului.